Bună ziua, prieteni! Astăzi, 5 ianuarie, vom citi canonul de rugăciune către sfinții mucenici Teotempt și Teonas. Mucenicii tăi, Doamne, într-o nevoințele lor cu nunile nestricăciunii au dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având tăria ta pe chinuitori au învins. Zdrobit au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Veniți, credincioșilor, să prăznuim împreună pomenirea cea prea mărită a purtătorilor de biruință, cu cântări duhovnicești, slăvind pe Hristos. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicii lui Hristos și apărătorii cei tare ai credinței, întrarmându-se cu tărie împotriva nelegiuirii, pe vrăjmașul au biruit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prigonitorul cel nelegiuit și străin de credința lui Hristos, ițindu-se cu mânie împotriva mucenicilor, păgânul a fost biruit de credință. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Turma pe care o ai câștigat-o, născătoare de Dumnezeu, păzește-o de toată nevoia, rugând pe Mântuitorul și Dumnezeul nostru. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să lăudăm pe dumnezeieștii mucenici, pe apărătorii cuvioșiei și ai credinței, pe sfinții Teopempt și Teonas, cei pururi lăudați. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Marii mucenici ai lui Hristos, arătându-se dreptare, chip și pildă, s-au făcut povățuitori sfinților spre lupte. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicii, râvnind la viața cea îmbunătățită a acestora, stând înaintea scaunului de judecată al tiranilor, într-un singur glas au strigat, creștini suntem toți, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născutu-te-ai în chip de negrăit din fecioară, arătatu-te-ai precum ai binevoit iubitorule de oameni și lumea ai înnoit, Doamne. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toată lumea a adăpat-o cu cuvinte dumnezeiești, mari mucenici ai lui Hristos și a încetat înșelăciunea. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Avuție ce nu se poate răpi au aflat cu adevărat mucenicii, defăimând avuția, mărirea și strălucirea celor pământești. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împlătoșindu-se mucenicii cu pavăza lui Hristos, cu aceea au surpat toată cruzimea tiranului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Maică fără prihană, binecuvântată, curată, fecioară, păzește de toată primejdia pe cei ce te laudă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Înțelepții mucenici, ostași ai credinței, biruind împreună vitejește, chinurile vrăjmașilor celor fără de lege au primit cunun. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nici lingușirea, nici amăgirea, nici mărirea celor pământești n-au putut să oprească mersul credinței voastre, luptătorilor. Pentru aceea vă și veseliți, sfinților mucenici. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Stând înaintea scaunului slavei Domnului, împreună cu îngerii, rugați-L neîncetat să dea iertare de greșeli celor ce vă laudă pe voi cu credință tare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfântă pe fecioară, cea plină de har, care ai născut în timp pe cuvântul cel mai presus de cuvânt, roagă-L pe dânsul
să mântuiască sufletele noastre. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicii au făcut să înceteze înșelăciunea idolilor, luptându-se înaintea tuturor și toată nelegiuirea au pierdut de pe pământ cu luptele lor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vrăjmașul și prigonitorul credinței a pus lugile sale să vă omoare pe voi cu săbile, ca pe niște miei mucenicilor prea lăudați. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cum ați văzut pe tiranii înarmați cu săbii voi, ceata sfinților, ați strigat fără de frică. Ostași ai lui Hristos suntem, judecătorule, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu înceta, născătoare de Dumnezeu, a te ruga Dumnezeului nostru, pe care l-ai născut în chip de netârguit, să mântuiască de primejdii pe cei ce te laudă pe tine, preacurată, pururea fecioară. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfârșit mucenicesc ați primit, fiind omorâți de sabie, împreună cu femeile și cu copiii lui Hristos strigând, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Se bucurau sfinții văzându-se uciși cu sabia și cu credință strigau, bine ești cuvântat, Dumnezeu părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Trufia păgânilor a pierit de pe pământ și idolii lor au căzut la pământ și s-au sfârmat cu mărturisirea mucenicilor care au primit cununi. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Păzește-ți turma, preacurată fecioară, de toată primejdia, că tu ești singura apărătoare a noastră, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, prea lăudată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe cel unul milostiv, împăratul slavei, mărturisindu-l, înțelepții mucenici au primit răsplătirile biruinței, cu îndrăzneală strigând, popor prea înalță pe Hristos în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenicii lui Hristos tare au stat împotriva tiranilor, luptându-se vitejește și biruind înșelăciunea idolilor și cu îndrăzneală strigau, popor prea înalță pe Hristos în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca niște diamante, vitejii ostași biruind amenințările tiranului și chinurile, cu bucurie strigau, preoți, cântați, popor prea înalță pe Hristos în veci, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe unul cel milostiv, pe cuvântul cel mai înainte de veci, care s-a născut din fecioara, în vremurile cele mai de pe urmă și a mântuit neamul omenesc, preoți, cântați-l, popor prea înălțați-l întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Călcând în picioare cu credință pe toți închinătorii idolilor, purtători de biruința lui Hristos, au săvârșit călătorie dumnezeiască, cu dreaptă cinstire de Dumnezeu și credința au întărit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toate cele pământești de făimându-le mucenicii lui Hristos, cu credință și cu o sârdie împreună luptând, au luat de la Dumnezeu dar de tămăduit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtătorii de biruință cu bărbăție, împlătoșându-se prin credință, au surpat cu crucea Domnului taberele vrăjmașului și au primit cununile biruinței. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ai zămislit în pântece pe cuvântul cel necuprins și l-ai născut nouă fără sămânță, roagă-L neîncetat
să mântuiască sufletele noastre. Teopempt, arătându-se ierar al celor de jos, s-a vădit prin chinuri ierar și al celor de sus, că fiind chinuit de împotrivirea tiranilor, bucurându-se a strigat numai pe cel ce a curățit în apele Iordanului greșelile oamenilor, îl cinstesc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și sănătate și la alte filmări.